Bună seara tuturor! Voi începe această emisiune cu o știre de ultimă oră. Arheologii maghiari au descoperit acum câteva zile, într-un șantier arheologic, locuințe dacice, o dovadă a existenței unei așezări dacice de secol III după Hristos pe teritoriul Ungariei de astăzi. Ceea ce este amuzant, și aici vreau să mă opresc puțin, în legătură cu această descoperire, este faptul că arheologii maghiari au prezentat această descoperire ca fiind dovada trecerii dacilor pe acolo, presați de agresiunea sarmaților, ca nu cumva să se creadă că dacii ar fi fost sedentari. Desigur, este greu de crezut că dacii sau orice alt popor și-ar construi case din piatră dacă sunt doar în trecere, dacă fug de teama altora. Sigur că sunt multe descoperiri și dovezile istorice pun în evidență, dincolo de orice semn de întrebare, că spațiul Panoniei a fost locuit de daci și apoi de valahi până la venirea ungurilor. Și dacă tot este să le zdruncinăm teoriile false potrivit cărora Transilvania ar fi pământ unguresc, aș aminti în finalul acestei introduceri că și în secolele 8 și 9 dacii sunt menționați ca trăind în bazinul Tisei de analele regatului francilor din timpul lui Carol cel Mare, în care se precizează că acesta a trecut și pe la daci. Și cu asta trecem la subiectul de astăzi, getodacii și patriotismul la români, subiect pe care îl vom dezbate împreună cu maestrul Florin Zanfirescu, profesor la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Bună seara și bine ați venit în emisiune! Bună seara, Daniel, îți mulțumesc mult că m-ai invitat, îți urmăresc emisiunile și te admir. Dar e prea puțin spus să te admir pentru efortul pe care îl faci, pentru aplicarea cu care ne deschizi niște drumuri, niște posibilități de a înțelege istoria poporului nostru, istoria noastră, și mă bucur că sunt aici pentru că pot cu ocazia asta, printre picături așa, să spun niște lucruri care cred că încă nu s-au spus sau nu s-au sesizat sau nu s-au... Eu nu sunt arheolog, nu fac descoperiri, dar, din păcate, gândesc. Din fericire. Din păcate pentru alții. Asta da. Gândesc. Și cred că am de spus niște lucruri destul de interesante. Dar ne vom desfășura în întâlnirea de astăzi seară până când o să ajungem și la ele. Da. Sigur că astăzi patriotismul este privit din unghiuri agresive, este considerat un rău în această lume a nivelării, a globalizării nivelatoare, și cred că ar fi util să discutăm puțin, poate să facem diferența între patriotism, naționalism și extremism, pentru că cei care vor să ne șteargă identitatea caută să transforme firescul, normalul și absolut necesarul patriotism într-un act care trebuie incriminat. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Păi chiar așa văd. Se face deliberat o confuzie între iubirea de țară, de patrie, cum să o numim, iubirea de pământul unde te-ai născut, cu șovinismul sau cu naționalismul, și culmea, cei care încearcă să suprapună acești termeni sunt cei care dau dovadă de șovinism, de naționalism, și vin, se bat cu pumnii în piept și ne arată cu degetul că mai avem curajul sau puterea sau eu știu, genetic, suntem făcuți ca să ne iubim locurile natale. Nu numai să le iubim, pentru că problema lor nu e că iubim locurile natale, ci că încercăm să le apărăm. Că de fapt, cu un plan subțire, se dorește anihilarea a tot ceea ce este a culturii noastre. Se fac pledoarii contra tradițiilor. Dom'le, terminați cu tradițiile astea. Exista cineva care îmi spunea, poate că în tradiția voastră ați fost comuniști și ați omorât oameni. De ce respectați tradițiile? Dar parcă vorbește cineva de tradițiile aduse, impuse. Noi vorbim de tradițiile
Și ce vreau să spun este o observație, poate că e bine să o spun de pe acum, apropo de patriotism și apropo de locurile astea și de acest popor, că de fapt acest popor și această limbă, limba română, cu toată istoria ei, cu toate cuvintele, fondul principal și câte cuvinte sunt de bază descoperite că se trag dinainte de limba latină, cum tu spui în emisiunile tale și foarte multă lume ascultă și foarte multă lume e de acord. Deja nu mai este un șoc, deja e o normalitate să spui că limba română este limba dacă este premergătoare limbii latine care se trage din această limbă. Păi însuși faptul că istoria spune că Romulus și Remus au fost crescuți de o lupoaică. Ei, nu-și închipui nimeni că e vorba de un adevăr concret că au subt la o lupoaică, deși e și o statuie și frumos ca poveste. Dar ei au fost crescuți în zona unde lupul, steagul dacic, era la putere. Pentru că noi știm deja că înainte de Decebal exista o țară foarte bine consolidată, cu statut, cu constituție, ca să zic așa. Că romanii, când au devenit ce au devenit, n-au venit să se lupte cu niște zone sălbatice și ci cu un regat. Ei, deci e deja un lucru aproape acceptat, dacă nu public, dacă nu oficial, eu acceptat că limba română nu se trage din limba latină. Faptul că pe columnă nu există translator, fapt, multe lucruri dovedesc că limba română e ceva, un mister deocamdată și se dorește parcă să se țină încă mister. Nu o să poată definitiv. Eu aș spune așa ca o completare și cred că asta e cea mai corectă viziune asupra trecutului și legat de limbă, că limba dacilor și limba latină a romanilor sunt dezvoltări paralele născute dintr-o limbă mai veche, exact. Da? Că ele sunt surori sau verișoare, dar că limba română nu este născută din latină. Din limba latină. Faptul că avem multe cuvinte de origine latină, să nu uităm că limba latină a fost limba bisericii catolice și că sunt o serie de cuvinte latine care au venit în limba română, așa cum e neologisme din limba franceză, da? Da, da. Au venit în ultimele secole, nu în urma așa zise etnogeneze, exact, și romanizării, care din foarte multe puncte de vedere este o aberație. O aberație absolută. Da. Adică, nu știu, 14-17% din teritoriul Daciei a fost 30% să fi fost. Să zicem, cucerit, iar cei din Moldova, din zona dacilor liberi, vorbesc acea limbă pe care o vorbeau cuceritorii care nici măcar nu erau romani. Mulți nu erau. Păi nu erau, erau, da, legiuni. De asta se spune din la un moment dat zonele imperiului, că oltenii ar fi fost cucerită de zona, de legiunea, nu știu câta, a patra, iudaica. Pentru că erau soldați aduși din zona Iudeii. Aduși de peste tot, din tot Imperiul Roman. Și luptau aici și au rămas. Și au rămas 170 de ani. Hai să fim serioși, suntem copii. Eu nu înțeleg istoricii noștri mai vechi care au făcut afirmații de genul ăsta și latiniștii și au făcut afirmații că se trage din limba latină și n-au gândit concret. Măi frate, dar stai puțin. E un vârf de lance pe care dacii l-au cucerit din Dacia cu vârful acolo la Roșia Montană. Noi suferim din cauza Roșiei Montane într-una. Da. Și acum Roșia Montană e învelită ca un cocon în gogoașă și încearcă să ne o fure de sub călcâie, poate că au și reușit, poate că o să și reușească, dar nici măcar să nu e un pericol. Pentru că vreau să spun așa, se știe, va părea că mut discuția, dar nu, se știe că pescarii de la Dunăre fac ciorbă de pește cu apă din Dunăre. Păi de Dunăre merg vapoare, sunt deversări, sunt fel de chestii. Nu prea s-a vorbit, acele lucruri se întâmplă cu Oltul. Eu sunt de pe malul Oltului, da, și știu. Cam se zice despre Olt că în 10-20 de metri orice s-ar vărsa în Olt, se anihilează. Apa devine curată. Nu știu ce fenomen se întâmplă, același lucru și cu Dunăre. Cu Dunărea numai în felul ăsta ei pot să bea apă din Dunăre. E, așa s-a întâmplat cu poporul dac. Au venit goții, unii, gepizii, avarii, logobanții, pecinegii, unii, tătarii, au venit peste noi.
Ne-au lăsat probabil câte o expresie, două, sigur. De la cumani avem niște expresii. Limba însă, mai puternică decât religia, pentru că în vremea aceea religia era a lui Zamolxe și pe urmă a venit creștinismul. Și religia nu s-a păstrat, s-a schimbat, dar limba nu. Deci limba este cel mai mare păstrător al ființei locuitorilor acestui popor, din care eu simt că mă trag, și eu simt că mă trag, și indiferent câte popoare migratoare au trecut peste, au venit, au zăbovit, au plecat sau au dispărut. Au lăsat poate câteva expresii, câteva cuvinte, cum spuneam, dar fondul principal de cuvinte al limbii dace a rămas. Cum Dunărea sterilizează tot ce se varsă în ea, și acum insistăm la un fenomen, că ultimul popor migrator care este pe capul nostru sunt țiganii. Este un popor migrator. Dar ce, cumanii cât au stat? Dar hunii cât au stat? Hunii cu Atila. Au stat până când a murit Atila. Dar a fost o nebunie ce s-a întâmplat. Citim istoria și vedem ce măcel și ce nenorocire au fost. Și cu cum secădenia și cu înțelepciunea evidenți, poporului dac și român și dac evidențiat în Miorița. Sunt foarte mulți oameni care astăzi critică concepția poporului ăsta nefericit, care prin Miorița arată, pune capul, lasă că o să mă omoare vrâncean și ungurean și eu o să mor în câmp de mohor, să le spui curat că m-am însurat. Această cum se cădenie, această înțelepciune, această răbdare, această rezistență a făcut ca poporul român, care se trage din poporul dac, să nu dispară. O insulă de latinitate, sau cum se numește, într-o mare slavă, cum apele sterilizează tot ce mizeria care intră și în câteva zeci de metri apa este folosibilă, așa și ființa națională a acestui popor, care nu a atacat niciodată pe altcineva decât atunci când a venit Vordon Trecesprutu, a fost obligat și încă o dată, nu mai știu. Sau ca reacții la agresiunile sau posibile agresiuni. La reacții la posibile agresiuni înseamnă apărare. Poporul român, cu înțelepciunea lui, n-a avut niciodată sclavi, poporul dac, n-a avut niciodată sclavi, n-a atacat niciodată pe cei din jur și marile noastre nenorociri, le spune un domn într-o carte minunată, Testamentul Dacilor, domnul Morcov Florea, le spune așa: prima mare nenorocire, după ce se construise o țară puternică sub Burebista și pe urmă sub Decebal, a fost omorârea lui Decebal. Această organizare statală cu capitala la Sarmizegetusa și din care ies la iveală acum niște lucruri extraordinare, dovedesc o civilizație, o cultură înființată deja, puternică, care a fost decapitată odată cu decapitarea lui Decebal. Este primul... Mă rog, sinuciderea și apoi... Sinuciderea lui Decebal, da. Moartea lui Decebal. Ăsta e primul mare eșec. Pentru că dacă Decebal reușea să facă în 105-106 ce a făcut în 101-102, alături de Imperiul Roman, care s-a dezvoltat și are istoria lui, ar fi fost acest stat din oameni drepți, oameni, cum spun istoricii și Herodot, oameni corecți, oameni care se duceau, își trimiteau, nu simbolic, în mod real, cât un mesager la Zamolxe, cel mai bun, cel mai ortoman dintre ei, și îl trimiteau să stea de vorbă cu Zamolxe, aruncându-l în țepi. Mi se pare sălbăticie, dar e o credință, dar e o religie, e un alt creștinism și ăsta e primul mare eșec al soartei. Eu zic, primul mare eșec a fost Burebista, pentru că statul lui Burebista era de câteva ori mai mare decât România de astăzi. Da, da, da. Deci, mult mai mare decât statul lui Decebal, și dacă Burebista, a cărui forță militară era comparabilă cu forța Romei din acel moment, rămânea în granițele de atunci, probabil că e posibil ca Imperiul Roman să nu mai fi existat. Sau să-și fi desfășurat acțiunile într-un cadru mult mai restrâns, pentru că era inevitabil o confruntare între daci și Roma. Și dacii și romanii puteau să adune cel puțin 200.000 de războinici,
și nu se știe cum s-ar fi sfârșit. Exact. Iar o înfrângere a romanilor putea să însemne ștergerea Romei de pe fața pământului. Corect. Acolo a fost primul eșec. Revenind acum la limba română, ca moștenitoare a limbii dacilor, cei care luptă împotriva acestui lucru au un instrument foarte bun. Această nenorocire științifică, care se numește Dicționarul Explicativ al Limbii Române, da, și în care autorii acestuia s-au străduit în felurite chipuri să nege rădăcinile getodacice ale limbii române, plasând orice cuvânt, etimologia care, fiecărui cuvânt, din alte... Și aici vreau să fac o precizare foarte importantă. Specialiștii maghiari, la nivel de Academie Maghiară, au identificat și au publicat în Ungaria o carte de specialitate în care au identificat 2300 de cuvinte luate de limba maghiară din limba română. Cuvinte care la noi apar ca împrumutate din maghiară sau din slavă sau din alte părți. Academia Română sau alte instituții abilitate ale statului român, în momentul în care acea carte a apărut, primul lucru pe care trebuia să-l facă era să o publice, să o mediatizeze și să corecteze, măcar din această perspectivă, dexul. Ne-am fi ales cu 2300 de cuvinte autohtone. Pentru că dacă nu erau împrumutate, înseamnă că erau aici. Dar desigur că ei se obișnuiesc să spună și atunci că nu mai găsesc nicio asemănare nici unde, mai vorbim de sensul cuvântului, da? Să-i spună etimologie necunoscută. Așa. Și cu asta, asta ne-am liniștit. Da. Iar cât despre patriotism, să știi că eu merg pe stradă, sunt un reprezentant al maselor, sunt dintre oameni. Nu a dispărut și nu dispare. E foarte bine rădăcinat, e foarte adânc, chiar dacă ultimul popor migrator insinuat, care acum a început să treacă peste România și să se ducă în Europa. Ei ne-i trimit înapoi, dar de fapt e un popor migrator care trece. Se duc în Europa, se duc în Anglia, se duc în Germania, se duc mai departe. Nu mai vreau în România. O să se ducă, unii ori să rămână. Au rămas și din alte naționalități care s-au topit în apa curgătoare și care sterilizează, în sensul bun al cuvântului, curăță. Deci nu fac deloc temeri, nu cred că trebuie luptat sau nu fac deloc temeri cu privire la viitorul poporului român. Trecem prin perioade foarte grele, suntem la a patra, la a cincea treaptă coborătoare. Prima, ziceam, după părerea mea, că a fost moartea lui Decebal. A doua a fost acel damnatio memorie al fiului lui și spune asta foarte bine Morcov Florea în Testamentul Dacilor, al fiului lui Constantin cel Mare, care a fost împărat și care a dat un edict să se șteargă din memorie din cauza unor supărări pe Dacia, poporul dac cu tot și s-au șters și de asta nu avem documente. Alt mare necaz al acestui nenoroc al acestui popor a fost la 1600, când a fost decapitat Mihai Viteazul. Când iarăși Dacia se unificase, sigur, nu sub granițele lui Burebista, dar era Dacia, era România și iarăși s-a întâmplat ceva, iarăși n-am avut noroc. Și au mai fost câteva întâmplări de genul acesta. Să dea Dumnezeu să ne îngrijească și de data asta, pentru că ultima mare problemă a fost împușcarea lui Ceaușescu, după părerea mea. Pentru că dacă urmarea acestui lucru, poporul român, România se împrăștie, se alege praful și pulberea, însemnează că atunci s-a întâmplat o mare eroare. Nu în sensul păstrării comunismului, nu în sensul că așa cum s-au petrecut lucrurile cu oribilul gest de Crăciun, fără proces. E o sfidare. Cu un proces. A fost ceva deliberat, eu am spus-o de mai multe ori. Prin iulie am auzit doi oameni într-un microbus, într-un troleibuz, mergeam cu troleibuzul, unul în capăt și unul în capăt tot celălalt. Salut, salut, era lume multă în troleibuz. Salut, ce faci? Bine. Auzi, măi, de Crăciun tăiem porcul?
Eu când am auzit în iulie, am zis, băi, foamea e mare. Că era foamete în România, era nenorocire în 89. Că se gândește prostul ăsta la Crăciun. Păi la Crăciun, băi, până la Crăciun. Și de fapt era un cifru, un cod și se știa de pe atunci. Păi atunci înseamnă că planurile erau mult mai ample și mult mai puternice și era vorba de plecarea unui om care plătise datoriile. Noi în 89-90 ne știam foarte săraci, noi românii. Ce știam și nu era așa. Bine, populația... Ni s-a inoculat această idee că suntem la pământ, că trebuie să ne îndatorăm, că trebuie să ne împrumutăm, că trebuie să vindem, să tăiem cu flexul. Cea mai mare crimă împotriva României a făcut-o Petre Roman. Dacă l-aș întâlni în față să-i spun, nu ți-a fost rușine obrazului, n-ai dat odată cu grebla, cu sapa, cu coasa, n-ai măcar boc cosește. Să spui că industria românească este un morman de fier vechi, ceea ce a și devenit. Pentru că toate aparatele, toate piesele cumpărate, noi nouțe, puse în magazii, urmând să fie instalate, tehnologizate România, au fost tăiate cu flexul. Eu cred că asta era misiunea lui și este evident că din 90 România a fost, din 90 România este o țară sub ocupație. Păi despre asta e vorba. Deci să nu dea Dumnezeu să aflăm că cea mai una din nenorocirile acestui popor blestemat care continuă să reziste precum că ciobanul moldovean să reziste la cap fluieraș de soc, mult zice, cu foc și rezistă, sau cea mai mare ultimă nenorocire, să nu fie chiar dispariția lui Ceaușescu, ca și decapitarea lui Mihai Viteazu, ca și toate, de ceva și așa mai departe. Dacă Ceaușescu trăia, multe lucruri nu ar mai fi fost la fel, pentru că el știa multe, s-ar fi spus multe, un proces cu Nicolae Ceaușescu trebuia evitat. Deci cei care au pus labele pe România la așa zisa revoluție, da? Care din punctul meu de vedere este o combinație, de fapt este o lovitură de stat mascată de o revoluție. Este o revoluție furată. O revoluție furată. Eu așa o definez. Da. Nu e lovitură de stat. Că n-au dat, că n-au avut curaj. Nici în 97 au încercat să miște în front și n-au avut tupeu și puterea. Și, să zic alt cuvânt, ce n-au avut. Au profitat de faptul că a explodat mămăliga și au ieșit pe urmă, s-au fofilat și încet, încet au confiscat această revoluție frumoasă, curată, care ne scosese în Europa... nu mai era niciun popor la colegul oraș. Nostru, Grigore Cartianu, a dezbătut pe larg subiectul acesta cu Revoluția Română și cu confiscarea ei de cei care au distrus-o după aceea. Bine ar fi dacă Grigore Cartianu, care este un om minunat și informat, dacă ne-ar putea auzi să vorbească puțin mai rar. Vorbește atât de repede, probabil că gândește repede și vorbește atât de repede că unul nu înțelege ce spune. Eu sunt actor și bag de seamă imediat probleme. Dar dau acest sfat public, dacă ar putea să vorbească, puțin mai rar. Da. Aș mai vorbi puțin despre Ceaușescu, pentru că, într-adevăr, el a fost executat, nu numai pentru că a plătit datoriile la FMI și a scos țara de sub ordinele care FMI a distrus, pe unde am mers, a distrus toate economiile. Și da? În continuare distruge. Și distruge. Și toți fac înțelegeri cu FMI. Deci este o chestie, nici nu vreau să o descriu. Ideea este că în același an 89, Ceaușescu, pe care eu nu-l iubesc, a făcut lucruri groaznice, dar ea avea un anumit fel de patriotism în super ego-ul lui de cel mai mare fiu al poporului. Poți să reții ideea, pentru că acum e momentul să o spun. N-ai cum să-l iubești pe Ceaușescu, pentru că toată lumea care laudă că a plătit datoriile, toate, uită să-l acuze că le-a făcut. Da. El a făcut datorii, fără să întrebe pe nimeni, ca să construiască uneori aberații, vezi Casa Poporului, despre care sper să vorbim, că există o inițiativă acum și sper să vorbim. Deci, după ce a făcut datoriile astea megalomanice, ca un dement, le-a și plătit. Și noi lăudăm, bravo, le-a plătit. Da, e acuzabil pentru că le-a făcut. Da. Pentru că a dus în sapă de lemn și a chinuit mai mulți, atâția ani, acest popor care nu avea nicio vină. Despre asta e vorba. Deci dacă e să faci un proces corect, îl faci corect. Dar acum vorbim despre faptul că n-aveam datorii și că ni s-au distrus
toate posibilitățile pe care le-am fi avut dacă la conducerea României erau niște patrioți, veneau cei care iubesc România. Și Ceaușescu a fost executat și pentru că în același an 89 a inițiat împreună cu Libia și alte țări arabe realizarea unei bănci care să iasă de sub tutela și care să concureze FMI-ul. O crimă inacceptabilă pentru mari sforari internaționali. Și pentru că ați vorbit despre proiectul care se dorește a fi amplasat pentru umanizarea acestei construcții și a locuitorilor ei, da? Este vorba de proiectul de sculptură monumentală al sculptorului Ivan Jinaru. Rog regia să pregătiți ilustrațiile ca să vadă și de spectatorii despre ce este vorba. Este un demers, dați și burtiera jos ca să nu se piardă din detalii. Este un proiect care, din punctul meu de vedere, este extraordinar. Un proiect monumental despre care o să vorbim mai multe, împreună și cu sculptorul la un moment dat. Un proiect care se numește Deceneu și Dacii, de peste 30 de metri înălțime, cu statui, statuia din vârf ar urma să aibă 7 metri înălțime, statuile de la bază reproduce după statuile de daci din muzeele lumii 3 metri înălțime și de asemenea în lateral, în partea stângă a construcției ar fi statuile lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și Ferdinand, pentru că unirea cea mare s-a făcut sub regele Ferdinand, iar în partea cealaltă i-am vedea pe Eminescu, pe Brâncuș și pe Enescu ca reprezentări ale spiritului acestui neam la cel mai înalt nivel. Ce credeți despre acest proiect, mai ales că ați și reușit să schimbați două, trei vorbe cu sculptorul Ivan Jinaru? Mă uitam deseori la Casa Poporului și mă gândeam cum s-ar putea, atunci când a venit Papa Ioan Paul al II-lea, s-a pus un podium acolo, au venit mulțime de oameni și parcă devenise altfel Casa Poporului. Dar era o imagine care a dispărut, s-a topit pentru că era o întâlnire cu personalitate. Cum s-ar putea îndulci, cum s-ar putea umaniza, cum s-ar putea ca această Casa Poporului să devină a poporului român, care până la urmă a construit-o, pentru că deci, Ceaușescu a dat ordin, a avut arhitecți care au muncit acolo, acolo e munca unui, el a dorit ceva enorm, care există, gata, există. Munca și eforturile și banii sunt ai poporului român. Însă, fiindcă s-a subordonat gustului acestui personaj, a trebuit umanizată. Iar această soluție, această idee, cred că este perfectă. Am rămas uluit când am văzut și acum când văd din nou, este o minune. Nu știam pe sculptor, nu-l cunosc personal, acum ne-am cunoscut puțin, un minut. Mi se pare că ar trebui, poate că este și aici o dovadă. Dacă parlamentarii noștri, dacă oamenii de decizie și toate astea costă, dacă vor spune da, e o dovadă de patriotism. Dacă vor spune nu, se face o selecție. Cine va spune nu, e vândut. Da. Se dă de gol. Pentru că eu zic că acest monument, așa cum este gândit și cum l-au văzut și spectatorii acum, este impresionant, adică în prezența lui nu poți rămâi. Am descoperit un lucru. Plimbându-te prin București, așa vezi câte o statuie, câte o... majoritatea statuilor noastre, excepție este statuia ecvestră cu Carol I, excepție, dar majoritatea sunt niște piticănii, niște sărăcii, făcute așa parcă la bat jocură. Da. Treceam pe lângă piața Matache și statuia lui Boteanu. Nu mai știu, a fost un medic. Dar e așa, o pus acolo, hai să fie. N-ai cu ce te mândri, domnule. Budapesta are niște statui, cine nu cunoaște Budapesta, dar eu știu și nu poți să nu admiri. Da. Și patriotismul lor și modul lor de a se... Și curățenia și modul lor de a se... Adică nu poți să-i... Nu ne interesează, da, și facem noi cum vrem. Nu, că la noi este o porcărie câteodată. În marea majoritate. Te duci în Herăstrău, vezi niște scritori pierduți printre copaci. Mai e rotonda de la
De la Cismigiu mai sunt câteva, dar sunt sărăcii. Ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară. Să nu uităm că în București nu avem nici măcar o statuie a vreunui dac, ceea ce spune foarte mult despre cine ne sunt conducătorii, care sunt edilii și cât de mult îi preocupă istoria adevărată. Au romani. În Roma este arcul de triumf al lui Constantin. Acolo au. Înconjurat de dac. Și, păzit și de daci. Grădinile italiene. Și grădinile italiene. Păi am văzut. Da, și muzeele. Îți crește inima pe de o parte. Pe de altă parte, da, ești al nimănui. Ne întoarcem în câteva minute. Am revenit. Am vorbit multe în prima parte a emisiunii, cu certitudine lucruri foarte interesante și iată, ați putut descoperi în maestru Florin Zanfirescu un patriot, un om care are curajul propriei opinii, un om care influențează în mod cert alți români să devină și ei să devină și ei patrioți. De ce? Hai să vorbim, să spunem lucrurile pe nume. Ar trebui ca toți românii să fie patrioți. Patriotismul ne duce la unire. Unirea ne permite să realizăm lucruri extraordinare. Trezirea acestei conștiințe naționale, după părerea mea, este primul pas obligatoriu, necesar, pentru a putea să ne recuperăm țara, să o reconstruim și să creăm un viitor pentru copiii noștri. Domnule Florin Zanfirescu, cine nu vrea să ne cunoaștem istoria, după părerea dumneavoastră? Păi cei care sunt fascinați de această țară, printre care unii declară frumoasă țară, păcat că e locuită, deci cei care vor să vină în loc. S-o colonizeze. S-o colonizeze. Credeți pe asta? Nu, s-o colonizeze ar însemna că noi să rămânem, dar prin rețetele alimentare pe care le consumăm, prin descoperirile pe care le facem, apropo de medicamente, apropo de vaccinuri, apropo de nu mai știu ce, am zis că nu vor să fim colonizați și să dispărem. Să dispară întâi limba, să dispară patriotismul, să dispară întâi limba. Dacă se poate să plecăm prin alte țări, să ne ducem acolo unde alții au făcut să fie bine și ne ducem și noi unde e bine. Dar de ce să nu facem noi să fie bine? Că e bine, la noi e bine gratis. Pământul numai să arunci niște semințe și te hrănește. Da. Cu pădurile, dacă nu le taie și le vând, sunt cu pădurile noastre, sunt totul al nostru, e țara noastră. Eu zic să ne zbatem până când nu ne-au luat-o de tot. Nu pot să spun cine. Cine? Totdeauna există cineva care vrea să pună mâna, să ia. Totdeauna există. Nu știu cine. Și nu vreau să spun cine. Și nici nu mă interesează cine. Mă interesează că nu trebuie să-l lăsăm pe nimeni. Eminescu e transformat în antisemit pentru că a scris cine a îndrăgit străinii mâncăiar inima câinii. Păi despre străini e vorba. Despre cei care nu vin. S-a dus vreodată un grup de români în Spania la Ciuperci sau ce culeg e acolo și se spune că vor să facă acolo o țară românească? Păi da, dacă suntem 100 de mii sau 1 milion sunt acolo, ia să facem noi. Da. O România. Avem drepturi. Au fost și trași pe acolo. Revendicăm drepturi strămoșești. Da, domne, au fost trași, au fost și da. Dar nu numai de asta. Noi locuim aici, au făcut și copii. Ia să facem noi loc acolo o țărișoară românească în mijlocul Spaniei. Noi nu facem asta. Dar alții la noi, la noi. La noi, cum vin, fac un oraș. Ba, există și oraș chinezesc, dacă nu mă înșel, la noi. Și n-ai voie nici să intri cu mașina. Eu am vrut să mă duc de pe centură. E un oraș. Și cu barieră. Un cartier. Dom'le, e un oraș. Cartier. Și că n-ai voie. Eu nu pot să vorbesc prea mult, că n-am fost, dar vreau să mă duc. Și văd dacă nu mă lasă să intru. Da. Interesant. Deci că nu te lasă, că e barieră și că n-ai ce căuta aici. De ce? Asta e România. Păi chiar așa am ajuns. Și avem, acum nici mai vorbesc de clasă politică. Ce să vorbești despre două guverne în pușcării? Ce să vorbești despre niște bandiți hămesiți care cred că n-au mâncat în viața lor nimic când erau copii. Erau, nu știu ce erau, copii de orfelinat, ce erau de să
giftuiesc acum cu 18, 27, 200 de milioane de euro. Dumnezeule mare, dar ce faci cu ei? Dar câte case locuiești? În câte paturi dormi? Cu câte linguri mănânci? Că ți se face și nici nu mai... Îți vine a râde. Da. Te uiți cum să fandosesc pipițele nesimțite pe la televizor și arată că sunt în suferință. Era să zic un lucru acum, bine cum am ascultat. Nu ziceți. Ce ne-au. Mie mi se pare foarte important acum ca artiștii, indiferent de domeniu pe care sunt, să contribuie la acest proces de trezirea conștiinței naționale, de recuperarea adevărului istoric, de branșarea la rădăcina noastră geto-dacice prin arta lor. Pentru că un artist, mai ales dacă este cunoscut, are un bazin de simpatie mare sau foarte mare. Pot să fie sute de mii sau milioane de oameni care sunt sensibili la mesajele lui. Și atunci artistul, conștient și responsabil, patriot, care iubește România, ar trebui să transmită mesaje, să mobilizeze oamenii prin exemplul personal pentru a-i aduce la acea unire, da, în spirit, în faptă, care să ne permită să facem lucruri foarte bune. Și pentru că noastră sunteți în domeniul artei teatrale și cinematografice, sunteți nu numai actor, sunteți și profesor la Universitatea de Artă Teatrală din București și Cinematografică, formați studenți. Cum vedeți rolul filmului istoric cu trimitere și la filmele istorice pe care le-am avut, în special în perioada comunistă, pentru că după aceea nu prea s-au făcut, și ce șanse ar fi acum ca filmul istoric să fie să fie adus la... Revigorat. Da, în perioada comunistă, din care eu am prins o bună parte, din 67 am intrat student, 71 am terminat, deci am prins o bună parte. Știu, s-au făcut filme, filmele istorice costă foarte mult, costă cel mai mult. Filme de epocă și istorice și mai mult, pentru că e vorba de mase, de oameni, de... Na. Făceau bine, dădeau bine, pentru că ei plăteau aceste filme și întâmplarea a făcut că aveam regizori importanți care le-au făcut, că nu numai Sergiu Nicolaescu a făcut filme istorice, da. Manole Marcus și atâți alții, până la Constantin Vaeni, care are un... Nu știu cum se numește filmul lui cu Mihai Viteazu, ca Victorie Benciuc. Aveau interes să le subvenționeze pentru că acolo erau și, parcă vorbea azi. Astăzi, filmele istorice, costând foarte mult, pe de o parte, nu, regizorul nu găsește bani, pe de altă parte, cred că regizorii noștri tineri au deja spre altă direcție, sunt aplecați spre altă direcție. Spre actualitate, spre problematica tineretului și alte multe lucruri. Noi avem regizori foarte buni, au premii importante. Vedem în fiecare an, vin în România niște premii, se întâmplă niște lucruri. Nu știu ce-i cu filmul istoric. Filmul istoric interesează publicul. Mai ales dacă astăzi ar fi vorba de o istorie adevărată. Și cred că ar putea să facă, să fie printre filmele care pot să facă și profit în România. Filmul istoric. Profit sigur ar putea să facă. Problema e banul de pornire. Banii pentru pornire. Știu ce s-a chinuit Nae Caranfil ca să facă ultimului film despre istoria cinematografului românesc. Știu ce cheltuială, că era totuși de epocă și trebuia să poste. Iar filmul istoric, unde mai găsește acum ce găsea ușor? Cu un telefon, Sergiu Nicolaescu, veneau 6 batalioane de soldați, îmbrăca în turci și în daci și acolo, pe câmpul de luptă, niște cascadori învățau și îi filma. E, acum totul e în alt fel făcut și cred că mai avem până la filmul istoric. Cine se va încumeta să-l mai facă? Ce buget credeți că am avea nevoie pentru un film istoric? Nu știu. Deja vorbim, probabil, de milionul de euro. Milionul de euro. Nu, pe un milion de euro costă un film contemporan. Un film cu 4-6 actori și cu un
Costă, pentru că eram odată la o filmare și eram singur. În ziua aia, filmul era Iarba Verde de acasă. Și în ziua aia eu aveam singur filmare. Nu știu ce făceam eu acolo și stăteam, așteptam să pornească motorul. Și m-am uitat odată așa și dincolo de aparat erau cam 200 de oameni. Și m-am trecut fiori, zic, măi, toți oamenii ăștia muncesc ca să apar eu pe ecran. Numai eu eram. Doamne Dumnezeule, ce răspundere, ce greu, ce mi se părea jenant. Toți oamenii ăia munceau, că nu era nimeni degeaba acolo. Nu erau spectatori, erau oameni care lucrau la echipă. Filmul e un articol scump. Costă scump, nu e așa cum s-ar putea crede. Sigur să fac filme cu telefonul mobil și o idee genială poate să-l facă mare film, dar filmul istoric. A trebuit vorbit cu un regizor despre asta, că nu e o zonă în care eu mă pricep. Da, așa ar trebui făcut. Probabil că mulți spectatori se întreabă de când sunteți sensibil la istoria getodacilor, pentru că ați vorbit și în alte situații, la alte posturi TV despre aceasta. Regretul meu cel mare este că nu găsesc nicăieri, spun pe cale publică, poate se vor găsi de aici încolo, vreau să-mi pun în piept o insignă cu Deceba. Dacă s-ar putea, aș vrea să fie de argint. Nu e foarte scump. O insignă, să port eu aici o insignă cu Deceba. Deceba este părintele acestei națiuni. Nu Traian. Nu Traian. Traian a venit, a cucerit, a luat ce a putut, a făcut o petrecere la Roma de 123 de zile. Ce-or fi avut cu Traian, că l-au dat jos și de pe columnă, că i-au șters imaginile de peste tot. Noi românii suntem singuri care mai vorbim de Traian, pentru că romanii nu l-au iubit. Era spaniol, era iberic, nu știu cum, și ce s-o fi întâmplat pe columna lui Traian e Sfântul Petru, da, sus. Creștin, deci creștin. Da. Vedeți, apropo de ce spuneați dumneavoastră, am fost, și am mai reclamat lucrul acesta într-o emisiune, am fost la Alba Iulia anul trecut și am fost oripilat, din două motive. Odată pentru că în cetatea Alba Iuliei defilează după un ritual anume o gardă austriacă în amintirea stăpânitorului și asupritorului Habsburgii. Da? Și în același timp în piața din fața universității și din fața Casei Unirii acum au apărut 6 statui din bronz de militari romani. Așa. Da, cu tot felul de alte lucruri, inclusiv un spațiu acoperit cu drapele romane și așa mai departe. Și bineînțeles că în toată Alba Iulia nu avem o singură statuie de dac. Deci pe mine mă efectiv... Dumnezeu, și chestia asta durează de aproape 2000 de ani. Și totuși poporul urmaș al dacilor n-a dispărut. Da. Deși sunt slăviți invadatorii în mod pervers și deliberat ca să ne introducă într-o confuzie generală, să ne șteargă memoria. Cum e posibil? Este ca și cum la Tel Aviv, pentru public, ar mărșoli o gardă nazistă cu steaguri cu svastica, da, pentru public. Dom'le, ne-au gazat ăia, dar noi, în amintirea acelui evenimente, sau la Chișinău, sau în Moldova, sau la noi, să facem și o gardă sovietică, sovietică, da? Un bust al lui Stalin, că dacă tot avem statui cu invadatorul Traian, garda austriacă, ca să ne amintim de invadatorul și asupritorul austriac, Habsburgic, da? Da, deci noi avem și imn pe Traian. Da. Acum au trecut atâția ani, dar chiar nu înțelegem că Traian a invadat Dacia și că n-a lăsat nimic, a distrus tot. A furat tot ce se putea fura și cu ai lui. Și peste 178 de ani au dispărut, au plecat, nu a mai fost nimic de tot vață. Tot după... Și asta este încă un lucru care trebuie incriminat mediului nostru istoric oficial. Pentru că lumea din România, copiii învață că la 106 s-a încheiat, romanii au învins, cei de ei s-au romanizat și cu asta s-a terminat totul. Nu vorbesc despre zecile de războaie purtate de dacii liberi, cap costoboci, aliaților împotriva romanilor de după 106. Nu vorbesc de faptul că retragerea aureliană a fost generată de presiunea
neamurilor dacice și aliaților lor. Nu vorbesc despre împărații de origine tracogetodacică, exact, care au ajuns să conducă Roma. Pentru că acest lucru ar stimula mândria națională. Nu? Cum ar fi ca Ionuț, Anuța și Gigel, copiii din România, da, să învețe la școală că despre Galerius, împăratul dac al Imperiului Roman, cel care a vrut să schimbe titulatura Imperiului, aceea de Imperiu Dacic, să învețe despre cei 8 daci de pe arcul lui Constantin, să învețe despre Regalianus, generalul roman ajuns împărat și despre care istoria Augusta, izvorului latin, spune că era un nepot al lui Decebal. De ce să nu învețe copiii noștri asta? Ce, e o rușine? Deci, dar aceste lucruri nu se spun. E trist. Trăim... Da, cred că am început să ne trezim, uite. Clar. Nu se vorbea în secolul 20 despre asta. Nu vorbeam, nu știam. Târziu ne-am trezit și normal că un patriotism aparte s-a trezit în noi. Eu mă simt dac. Poate că nu sunt. Suntem malogeni toți, au venit rude, străbuniști, ce știu. Eu mă simt dac. Da. Eu am prin apa asta, trecând prin fluviul ăsta purificator, eu mă simt dac și aș vrea să pot purta în piept o insignă micuță, o să se facă, cu Decebal. I-am zis și sculptorului, zic, bine, statuia e superbă, faceți. Dar ia faceți insigne, niște insigne de astea, găsească pe toate locurile. De mărțișoare, niște insigne mici, nu, sau niște medalioane, să poți să porți agățat de un lănțișor un medalion. De ce nu? Nu se vorbește despre religia lui Zamorxe. Semnalez acum o carte, eveniment, și nu am la mine, mi-a scăpat. Chiar acum puțină vreme a apărut o carte eveniment, se numește Religia Dacilor, o carte născută dintr-un studiu pluridisciplinar, scrisă de istoricul Dan Olteanu, o carte, cum am spus, de 800 și ceva de pagini, o cercetare aproape exhaustivă a izvoarelor și a probelor arheologice și așa mai departe. Am văzut în lucrarea respectivă la bibliografie peste 500 de cărți, da, trecute studiate acolo, da, un studiu complex. Cei care doriți această carte o puteți găsi pe site-ul www.dacia-art.ro, deci www.dacia-art.ro. O găsiți acolo, poate fi comandată, e o carte pe care merită să o aveți. Cum se numește? Religia Dacilor. Da, trebuie luată, trebuie citită, trebuie studiată. Pentru că vreau să spun că multe din actualele obiceiuri sau cutume ale religiei creștine sunt calchiate pe religia dacilor. Da. Altfel poporul probabil nu putea să fie convertit. Au fost luate și s-au... Pentru că binele și adevărul în orice zonă, în orice religie sunt la fel. Da. Să nu ucizi, nu cred că există și multe alte lucruri, cred că e interesant de studiat religia lui Zamolse. Da, da. Și aici și fac precizarea că am greșit numele, Dan Oltean este autorul acestei cărți. Aici găsim foarte multe lucruri pe care nu le cunoaștem, pentru că e o sinteză, e o muncă de excepție și se întâmplă lucruri. Adică apar cărți, se fac filme, artiști, cum e și în revista pe care o aveți acolo pe masă, avem mai mulți graficieni care lucrează și fac creații artistice inspirate de lumea, de spațiul getodacic. Au apărut cărți pentru copii, se organizează ateliere de desen prin București, suntem implicați și noi. Deci există o revenire, da, există o trezire. Poate că așa a fost să fie. Nu trebuie să acționăm sau să reacționăm decât ca ciobanul moldovean care a zis, de-o fi să mor în câmp de mohor, dacă nu, nu. Dacă nu, iau bâta și... Un mod de a rezista este această răbdare și cumințenie.
Uite, cumințenia pământului. Această cumințenie pe care și Brâncuș a intuit-o foarte bine, că el are rădăcinile adânc înfipte aici. Și toată explozia asta lui către cer cu coloana infinită și toată frumusețea porții sărutului și mesei tăcerii prin simplitate îți dă o perenitate, îți dă un sentiment universal și veșnic. De asta sunt, avem oameni mari, avem, eu nu sunt disperat, decât pot comenta. Da, da, da. Pot comenta, și n-am nimic cu nimeni. Nu vreau să mi se ia de sub picioare țara. Am nevoie de țara mea. Cum ea poate avea, are nevoie și de noi. Dar are nevoie de noi și noi avem nevoie de cineva ea. Spunea un lucru înțelept și vine în continuarea metaforei cu purificarea făcută cu apa, da? Spunea că acest pământ va naște mai departe daci. Indiferent de etnia celor care o locuiesc. Păi da, pentru că avem exemplele clare, da. Nimeni n-a comentat prea mult. Popoarele migratoare au trecut peste noi și au stat sute de ani și au fost cotropitori și au stat ai noștri în păduri, stăteau pe acolo și n-au dispărut. Iar limba se ambiționează să existe. Da. Și va trăi mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere și o onoare. Și pentru mine. Poate ne mai vedem. Cu siguranță. Rămâneți aproape. Săptămâna viitoare sau peste două săptămâni vă propun un subiect excepțional. Este vorba de Imperiul Vlaho-Bulgar. Poate că mulți n-ați auzit despre asta, este un episod excepțional al istoriei noastre, care de asemenea se dorește confiscat. Rămâneți aproape, ne revedem peste o săptămână.